Continuare domnul profesor, de asemenea istorie. Este copleșitor să fii într-o asemenea, să fii la o asemenea întâlnire, gândindu-ne de la început la subiectul acestei întâlniri. Dacă Marcela zice că a ascultat Europa Liberă, care a fost eleva mea, imaginați-vă de mult am ascultat voi ceilalți Europa Liberă și celelalte posturi străine. Vă mărturisesc că eu ascultam și Radio Beijing și Radio Tirana și celelalte și Radio Moscova, de ce nu? Ca să le punem cap la cap. Până la urmă, spiritul critic de aici vine. O să încerc să fiu nițel mai concret. I-am notat eu aici, în această dimineață, doar o propoziție care aparține lui Gabriel Liceanu și care a fost rostită sau scrisă, nu știu exact, la moartea muncii. Și spunea așa: a murit în stil românesc, înconjurată de ignoranța, indiferența și uitarea noastră, absorbind copleșitor ceea ce spunea filozoful, dar noi am răspunde prin ceea ce facem astăzi. Iată, se încearcă aici la Crușeț, locul de naștere al mamei Monica Iluminescu, să se readucă în memorie, pentru că tot s-a discutat aici despre memorie. Apropo, nu este chiar așa un teren de semnul în perioada de 750 de ani. Avem ceva istorie. Dar asta este o altă poveste. Ediția a doua, vă promiteam că o să fiu expeditiv ca să o auzim pe Monica Iluminescu. Ediția a doua, care va avea loc anul viitor și care este an centenar, grație insistenței unor persoane, și numesc aici numai pe una dintre ele, Ramona Nedelcu, bibliotecara, care la întâlnirea cu bibliotecarii m-a contactat și mi-a spus despre ce este vorba. Vă mărturisesc, doamna Abu, că pe unde sunteți pe aici, sunteți, așa știu despre demersurile dumneavoastră, da. Și dumneavoastră știți că cine a fost mediatorul. Așa. Vă mărturisesc că am discutat ieri cu președintele Consiliului Județean despre ceea ce se va întâmpla aici. Am trimis adresă, nu știu dacă ați da, spus. Da, sigur că da, este totul la noi. Și dumnealui a spus, mergeți acolo și luați o decizie pe loc. Decizia noastră, pe care o luăm aici pe loc și pe care am discutat-o cu domnul primar, nu numai acum, ci și la o precedentă întâlnire, este să vă susținem. Mai este încă o propunere care s-a făcut aici și eu sunt de acord și chiar o îmbrățișez. Într-adevăr, evenimentul trebuie să se consume la Crușeț. Ceea ce vom putea noi face este susținerea sa prin celelalte elemente care stau la baza unei asemenea activități. Și atunci, Ramona, de unde ești? Acolo. Așa. Ramona, un material cum trebuie ca să intrați pe agenda culturală a județului Gorj de anul viitor și să putem să susținem financiar primăria. Ca să fim așa pragmatici. Bun. Încă ceva. S-a vorbit aici despre bursa Monica Iluminescu. Am și discutat cu domnul primar. Noi putem să vă asigurăm că vom face demersurile necesare pentru ca anul viitor, sau de anul viitor încolo vom vedea, să avem un premiu Monica Iluminescu, o diplomă de onoare pentru cel mai bun dintre elevii acestei școli, care să constea într-o sumă de bani, zicem noi, semnificativă. Deci, atenție copii, pentru că sunteți aici. Noi avem un proiect. Eu sunt vicepreședinte al Consiliului Județean din 2017. Este anul când a murit Ecaterina Todoroiu și când am sărbătorit un centenar. În 2018 am avut centenarul Mare Unit. În 2019 am avut centenarul Dincă Schileru. Iarăși un personaj extrem de interesant. Personal am scris vreo 3 ediții și tot mai există cerere despre
referitor la această monografie. Ei, dacă și în legătură cu aceste personalități, cu aceste, să le zicem noi, aniversări, am inițiat un proiect care deja a început să prindă contur în județul nostru și anume la intrarea în localitățile cu personalități importante, personalitatea respectivă să se vadă vizibil, luminos, îl veți vedea pe Din Căschilelu când intrați în Vâlteni și când veniți dinspre Robinari, îl veți vedea pe Ion Popescu Voitești la intrarea în Bălănești și așa mai departe. Vă propun, domnule primar, ca aici, la Crujeț, la Cărbunești, la Arghezi, așa, vă propun ca aici, la Crujeț, să fiți atenți cu această personalitate care trebuie să apară. Începem să portretul anului de naștere și anul morții să se vadă și ziua și noaptea luminat la intrările în localitate. Acum, multă vreme, colegii de la inspectorat știu, eu am fost președintele Comisiei de Acordare de Numiri. În 2021 s-au sărbătorit 200 de ani de la Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. Am avut un bicentenar de data aceasta, nu? Ei, demersurile noastre au mers către Vladimir. În 1971, Nicolae Ceaușescu, prin decret al Consiliului de Stat, încă nu era președinte, a acordat numele de Tudor Vladimirescu școlii din Vladimir. Între timp, grație acestor prefaceri spectaculoase din ultima vreme, nu mai avem școală la Vladimir. Și sigur că s-a dus și numele. Dar există o școală în localitatea vecină Andreiești, pentru care s-au făcut demersuri în acest sens. S-au obținut numele de Tudor Vladimirescu. Practic s-a transferat. Acum, eu cred că ar fi bine și aici să se întâmple acest lucru, dar eu am discutat cu domnul profesor, care știe foarte multe, și care, data trecută, mi-a făcut o propunere, așa, inițial a trecut pe la urechile mele, dar acum am fost atent la ceea ce ați vorbit dumneavoastră, chiar dacă mai mult prin telefon, așa. Sunt atent, puteți să avem distributive. Nu vă faceți probleme. Așa. Dumnealui spune așa. Domnule, nu trebuie să uităm de Ecaterina Bălăciuni. Nu trebuie să uităm. Dacă s-ar numi această școală Ecaterina Bălăciuni. Dar dacă s-ar numi Ecaterina și Monica. Da. Dacă s-ar numi Ecaterina și... Da. Adică fără niciun fel de problemă. Încă ceva mai bine mie în minte acum. Marcela, doamna inspectoare generală, vorbea, pentru că vorbim aceeași limbă de multă vreme, v-am spus și eleva mea și ulterior colegi, iată, așa, vorbea de o istorie locală care neapărat să aibă la cursul respectiv figurile acestea importante care au plecat de aici. Dragii mei, nu știu cine mai e profesor de istorie aici. Eu sunt o profesoară extrem de... Perfect. Cred că numai studiind acest curs, două lecții în acel curs de istorie locală, pentru că un curs de istorie Monica Lovinescu nu e totuși așa în regulă. Ar merge. Și un colț muzeistic. Un colț muzeistic este propunerea pe care putem să o facem și spații aveți aici absolut suficient. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le spun. Cereți ajutorul forțelor intelectuale care există și în clipa de față pornite de aici, de la Gorj. Mă gândesc numai la distinsul meu coleg de liceu, profesor pensionar acum, intelectual de seamă, Zenovie Cârluge, care vă poate ajuta și nu știu în ce măsură se poate renunța la o asemenea susținere, pentru că este realmente o personalitate. Perfect. Sunt convins că anul viitor o să fie aici și se va implica așa cum îl cunosc eu. În rest, mii de mulțumiri tuturor celor care sunteți aici din partea instituției pe care o reprezint. Din partea mea personal,
Vă asigur de colaborarea noastră și să dea Dumnezeu să ne vedem încă mulți ani înainte aici, vorbind despre Monica Tobinescu și despre cei care au precedat-o pe acest vremea. Mulțumesc! Mulțumesc!